Bine ați venit! În clipul de astăzi vom rezolva împreună modelul propus pentru examenul de evaluare națională 2024. Haideți să începem cu subiectul 1, exercițiul 1. Rezultatul calculului 3 plus 2 ori 5 este egal cu. Vă reamintesc că mai întâi trebuie să efectuăm operația de înmulțire. Asta înseamnă că vom avea 3 plus 2 ori 5 este 10, iar 3 plus 10 este egal cu 13. Asta înseamnă că răspunsul corect este punctul B. Înainte de a trece mai departe la al doilea exercițiu, vă reamintesc că la subiectele 1 și 2 se punctează doar rezultatul pe care l-ați încercuit, iar rezolvarea o faceți pe ciornă, nu în spațiul acesta. Haideți să mergem acum la 2. Dacă x pe 2 e egal cu 3 pe 4, atunci 4x este egal cu... Oare cum procedăm? Dacă avem o egalitate de felul acesta, vă reamintesc că atunci când avem o proporție sau două fracții echivalente, e foarte simplu, înmulțim pe diagonală și avem că A ori D, produsul dintre A ori D, va fi egal cu B ori C. Vă mai arăt încă o dată, A ori D și B ori C. Asta înseamnă că, în acest caz, având x supra 2 egal cu 3 supra 4, ne rezultă că x ori 4 va fi egal cu 3 ori 2 x ori 4 înseamnă de fapt 4x, iar 3 ori 2 este 6, asta înseamnă că 4x este egal cu 6, bineînțeles, și răspunsul corect este punctul C. Mergem mai departe la 3. Soluția ecuației 2 minus x egal cu 2 este numărul, haideți să vedem, avem 2 minus x egal cu 2, dacă ar fi fost să nu aveți acel X acolo, să aveți un semn de întrebare, că de obicei elevii se încurcă poate când văd X-ul. Din 2, cât trebuie să scădem ca să obținem 2? Oare cât? Păi dacă nu se schimbă rezultatul, care este acel element neutru care nu schimbă rezultatul la scădere? Este, bineînțeles, 0. Asta înseamnă că răspunsul corect va fi punctul B. Mergem la 4 cel mai mic element al mulțimii A, formată din 1 pe 9, 1 pe 99, 1 pe 999, 1 pe 9999, este cel mai simplu. Haideți să ne imaginăm practic. Aveți o prăjitură pe care o împărțiți în 9 părți egale și veți mânca o felie. Imaginați-vă tava de prăjituri, ați împărțit-o în 9 felii și ați mâncat o felie. Apoi, aceeași tavă, să spunem că aveți la dispoziție patru tăvi identice, aceeași tavă o împărțiți în 99 de bucăți și mâncați o bucată. Apoi, aceeași prăjitură o împărțiți în 999 de bucăți. Și apoi, cine mai are răbdare, o împărțiți în 9999 de bucăți. Când obțineți cea mai mică felie? La fracția 1 pe 9, la 1 pe 99, la 1 pe 999 la 1 pe 9999 când felia este mai mică. Bineînțeles, în ultimul caz, atunci când avem 1 supra 9999 și vă reamintesc că atunci când numărătorii sunt la fel, ne uităm la numitor și o fracție este mai mică dacă numărătorul este mai mare și nu uitați exemplul cu prăjitura. Haideți să mergem la 5. 4 elevi Andra, Marius, Ioana și David au calculat produsul numerelor A și B. Rezultatele obținute sunt prezentate în tabelul de mai jos. Rezultatul corect a fost obținut de către. Haideți să vedem. Produs înseamnă operația de înmulțire, asta înseamnă că vom avea radical din 5 ori radical din 20. Având în vedere că avem o înmulțire, avem voie să scriem totul sub un singur radical, ceea ce înseamnă că vom avea radical din 5 ori 20, iar 5 ori 20 înseamnă 100 și acum cât este radical din 100? Gândiți-vă ce număr la puterea a doua este 100. 10. Asta înseamnă că radical din 100 va fi 10. Dacă nu a fost clar, haideți să mai explic încă o dată. Noi știm că 10 la 2 este 100. Asta înseamnă că radical din 100 va fi egal cu 10, ceea ce înseamnă că Andra a rezolvat corect. Mergem la 6 și deja am terminat subiectul 1. Alina afirmă că în intervalul de numere reale. Minus 3, 2, închis în ambele capete, sunt șapte numere întregi. Afirmația linei este adevărată sau falsă? Haideți să desenăm axa pentru a vă putea explica mai ușor. Și vă reamintesc că atunci când intervalul este închis, înseamnă că și numărul respectiv face parte din interval. Asta înseamnă, o clipă, că primul număr întreg, atenție, întreg, nu natural, care e în acest interval va fi minus 3 și ultimul va fi 2. Acum haideți să vedem ce numere întregi se găsesc între minus 3 și 2. Îl avem, bineînțeles, pe minus 2, apoi îl avem pe minus 1, apoi îl avem pe 0, apoi pe 1 și am ajuns la 2. Și acum haideți să numărăm câte numere întregi sunt în acest interval. Avem 1, 2, 3, 4, 5, 6 numere întregi. Asta înseamnă că afirmația alinei este falsă. Mergem la subiectul al doilea. În figura alăturată sunt reprezentate punctele coliniare ABCD în această ordine, astfel încât. Lungimea segmentului AB este egală cu lungimea segmentului BC și egală cu lungimea segmentului CD. Iar lungimea segmentului CD este de 10 cm. Aflați lungimea segmentului AD. Ce frumos și ce simplu. Haideți să vedem ce cunoaștem. Știm că AD are 10 cm, dar pe de altă parte noi știm că AB, BC și CD au aceeași lungime. Asta înseamnă că toate vor avea câte 10 cm. Și acum, dacă noi vrem să aflăm lungimea segmentului AD, observăm că acesta este un segment sumă, iar lungimea sa este egală cu lungimea segmentului AB plus lungimea lui BC plus lungimea lui CD. Asta înseamnă că vom avea 10 plus 10 plus 10 sau, altfel spus, 10 ori 3, adică 30 de centimetri și atunci răspunsul corect este punctul A. La 2. În figura alăturată sunt reprezentate unghiurile opuse la vârf AOB, COD cu punctele AOD coliniare. Măsura unghiului AOB este egală cu 50 de grade și OM este bisectoarea unghiului AOB. Măsura unghiului DOM este egală cu. Haideți să luăm de la capăt enunțul și să încercăm să înțelegem enunțul, să vedem despre ce este vorba. Avem unghiul AOB care este opus la vârf cu COD. Această informație este extrem de valoroasă, deoarece unghiurile opuse la vârf au o proprietate foarte importantă și anume sunt unghiuri cu măsuri egale. Asta înseamnă că dacă unghiul AOB are 50 de grade, așa cum este nenunț și unghiul COD va avea măsura egală tot cu 50 de grade. Și haideți să scriem asta. Apoi, mai avem o informație valoroasă, și anume faptul că punctele A, O și D sunt puncte coliniare. Haideți să le vedem. Asta înseamnă că ele formează un unghi alungit, un unghi cu măsura de 180 de grade. Rețineți așadar, în cazul în care nu știați, dacă aveți trei puncte coliniare în ordinea în care sunt ele scrise, atunci unghiul care se formează este un unghi alungit și are măsura de 180 de grade. Bineînțeles, unghiul care se formează cu literele scrise în ordinea respectivă, că am putea să luăm, spre exemplu, și unghiul OAD, care nu mai are 180 de grade, este un unghi nul. Dar rețineți, dacă avem AO și D coliniar, înseamnă că măsura unghiului AOD este de 180 de grade. Și atunci, haideți să ne uităm, avem unghiul verde de 180, unghiul COD avea 50, asta înseamnă că am putea să aflăm, poate va fi necesar, cât este măsura unghiului AOC. Observăm că AOC este un unghi diferență, măsura sa fiind egală cu măsura lui AOD, Minus măsura lui COD, ceea ce înseamnă că avem 180 de grade minus 50 de grade și rămânem cu 130 de grade. Acum, haideți să vedem ce ni se mai dă în enunț. Avem OM, bisectoarea unghiului AOB. Bisectoarea OM are și ea un rol important și anume formează cu laturile unghiului două unghiuri congruente, două unghiuri cu măsuri egale. Asta înseamnă că dacă unghiul AOB avea 50 de grade și OM este bisectoarea sa, că unghiurile care se formează vor avea măsura de 50 împărțit la 2, adică 25 de grade fiecare. Haideți să mai explic încă o dată. OM este bisectoarea unghiului AOB. Asta înseamnă de aici că unghiul AOM are măsura egală cu măsura unghiului BOM, și egal cu măsura lui AOB împărțit la 2, adică 50 de grade împărțit la 2 și obținem 25 de grade fiecare. Și întrebarea problemei era cât este măsura unghiului de Ce frumos și ce ușor! Haideți să vedem cum facem. Unghiul de observăm că poate fi scris, Atât ca o diferență, cât și ca o sumă. Depinde cum vreți voi. Am putea, spre exemplu, să-l scriem ca măsura unghiului AOD, acesta de aici, minus măsura unghiului AOM și atunci haideți să vedem ce vom avea. Avem 180 de grade, știam că unghiul AOD este un unghi alungit, minus 25 de grade, ceea ce înseamnă că rămânem cu 155 de grade. O altă variantă, dacă vreți să-l aflați ca o sumă am putea să spunem că este egal cu DOB, acesta de aici, plus BOM. Și ne întrebăm, dar câte grade are DOB? Având în vedere că el este opus la vârf cu AOC, înseamnă că măsura sa este tot de 130 de grade. Și atunci avem 130 de grade plus măsura lui BOM, adică 25, și obținem 155 de grade. Bănuiesc că prima metodă este mai simplă și pe aceea ați ales-o. Vă rog să-mi spuneți în comentarii cum ați procedat voi aici. Haideți să mergem acum la 3. În figura alăturată este triunghiul isoscel ABC cu AB egal cu AC și măsura lui BAC de 50 de grade. Punctul de aparține lui AC astfel încât BD și BC să aibă aceeași lungime. Ce interesant! Și trebuie să aflăm cât este măsura unghiului de BAC. BDC. Haideți să vedem totuși ce unghiuri am putea afla, având în vedere că triunghiul acesta este un triunghi isoscel de bază BC. Din proprietățile triunghiului isoscel, noi știm că unghiurile de la bază sunt congruente. Asta înseamnă că B va fi congruent cu C. Dar totodată noi știm că suma măsurilor unghiurilor în orice triunghi este 180 de grade, așa că haideți să înlocuim cât este aul. Acum, măsura unghiului B nu avem cu ce să o înlocuim, însă în loc de măsura unghiului C am putea să scriem tot măsura unghiului B pentru că noi știm că cele două unghiuri sunt congruente. Și haideți să vedem ce facem mai departe, scădem 50, în stânga măsura lui B plus încă o măsură a unghiului B înseamnă de fapt de două ori măsura unghiului B egal cum partea dreaptă avem 180 minus 50, adică 130 de grade. Împărțind la 2, obținem că măsura unghiului B va fi egală cu 65 de grade. Asta înseamnă că și C-ul va avea tot 65 de grade. Rețineți așadar, într-un triunghi isoscel, unghiurile de la bază sunt congruente și în orice fel de triunghi, suma măsurilor unghiurilor este 180 de grade. Acum haideți să ne apropiem de întrebare. Noi trebuie să vedem cât este măsura unghiului BDC. Așa că haideți să ne concentrăm pe acest triunghi, deoarece și el este un triunghi deosebit, având două laturi congruente. Noi știm că în triunghiul BDC... BD are aceeași lungime cu BC. Asta înseamnă, din definiție, că triunghiul acesta, triunghiul pe care l-am colorat cu verde, este la rândul lui un triunghi soscel de bază. Haideți să ne uităm cu atenție. Baza este a treia latură, cea care este diferită, practic. Și atunci observăm că acesta este un triunghi soscel de bază. De ce? Dacă el este un țiunghisos cel de bază de ce? nu uităm că unghiurile de la bază sunt congruente. Asta înseamnă că unghiul, și haideți să scriem cu 3 litere, avem odată unghiul BCD, care va fi congruent cu unghiul BDC. Dar noi am aflat mai devreme că măsura unghiului C, adică măsura unghiului BCD este egală cu 65 de grade, iar de aici ne rezultă că și măsura unghiului BDC este egală tot cu 65 de grade. Mi-am dat seama acum că poate ar fi bine să fac o observație. E foarte posibil să primiți acest test ca temă la școală. Și la fel de posibil este ca o parte dintre voi să veniți, să încercați să luați doar rezultatele și să vă, să vă faceți tema foarte repede. Nu este soluția. Dacă tot, tot ați venit aici, poate ar fi mai bine să încercați să înțelegeți cum se rezolvă. Nu ajută pe nimeni să aveți o temă făcută complet și corect dacă nu este făcută de voi și dacă nu știți să faceți. Așa că alocați-vă poate o oră, poate două ore și haideți să rezolvăm împreună testul mai departe. Mergem acum la 4. În figura alăturată este reprezentat paralelogramul ABCD cu AB de 10 cm și BC de 6 cm. Perimetrul paralelogramului este egal cu... Paralelogramul este un patulatar atât de frumos, are proprietăți foarte utile. O proprietate extrem de utilă este cea legată de lungimile laturilor. Și noi știm că într-un paralelogram laturile opuse sunt congruente. Asta înseamnă că AB este congruent cu DC și atunci și DC-ul va avea 10 cm, iar BC-ul este congruent cu AD-ul și atunci și AD-ul are 6 cm ceea ce înseamnă că pentru perimetrul paralelogramului vom avea formula 2 lungime plus 2 lățime și atunci vom avea 2 ori lungimea lui AB plus 2 ori lungimea lui BC, ceea ce înseamnă 2 ori 10 plus 2 ori 6, adică 20 plus 12 și obținem în final că perimetrul este egal cu 32 de centimetri și răspunsul corect este punctul C. Am ajuns deja la 5. În figura alăturată este reprezentat cercul de centru O. Punctele A și B aparțin cercului, astfel încât măsura unghiului AOB este egală cu 60 de grade. Și AB are lungimea de 10 cm. Cât este lungimea cercului? Haideți să ne amintim formula pentru lungimea cercului pentru a ne face o strategie, să vedem de ce avem nevoie. Pentru lungimea unui cerc avem formula 2 ori raza ori pi. Asta înseamnă că trebuie să vedem cât este raza acestui cerc. Dacă știm raza, aflăm foarte ușor lungimea. Acum, noi ceea ce știm din datele problemei este că măsura unghiului AOB este de 60 de grade. Așa că, dacă ar fi să mergem în triunghiul AOB, în care știm un unghi cu măsura de 60. Oare ce mai știm aici? Noi știm că AO și OB sunt raze în cerc. Asta înseamnă obligatoriu că sunt congruente, au aceeași lungime. Păi și atunci, dacă avem un triunghi cu două laturi egale, el este un triunghi isoscel, însă el are și unul de 60. Asta înseamnă de fapt că acolo se ascunde un triunghi echilateral. Triunghiul isoscel cu un unghi cu măsura de 60 de grade este de fapt un triunghi echilateral. Iar dacă OB este echilateral și AB are lungimea de 10 cm, ne rezultă că și OA va avea tot lungimea de 10 cm sau OB, bineînțeles, ceea ce înseamnă de fapt că raza cercului este de 10 cm și haideți să aflăm lungimea lungimea acestui cerc va fi egală cu 2 ori raza a lungimea razei, adică 2 ori 10 ori pi și obținem 20 pi centimetri, ceea ce înseamnă că răspunsul corect este punctul B. Și am ajuns la 6, vă vineți să credeți ce repede am terminat și ce frumoase au fost aceste exerciții. În figura alăturată este reprezentat un con circular drept cu secțiunea axială triunghiul dreptunghic VAB. Înălțimea conului are lungimea egală cu 2 radical din 2 cm. Aria bazei conului este egală cu... Haideți să ne gândim ce avem la baza conului. Avem un cerc. Trebuie să aflăm aria acelui disc. Haideți să vedem care va fi formula. Vom avea raza la a doua ori pi. Ceea ce înseamnă că ar trebui să aflăm cât este raza. Și dacă știm raza, am terminat problema. Haideți să vedem ce ni se dă din ipoteză. Ce cunoaștem din ipoteză? Avem secțiunea axială triunghiul dreptunghic VAB. Oare unde este unghiul drept? Haideți să ne gândim. În triunghiul VAB, noi știm că VA și VB sunt congruente, deoarece acestea sunt generatoarele conului. Și dacă ele sunt congruente, e clar că ipotenuza va fi AB, ceea ce înseamnă că unghiul cu măsura de 90 de grade este unghiul AVB și marcăm asta pe desen. Acum, noi știm că înălțimea conului este, are lungimea egală cu 2 radicali în 2 cm și haideți să o trasăm. Înălțimea conului este VO. VO este înălțimea și este egală cu 2 radicali în 2 cm. Însă, triunghiul acesta AVB este un triunghi dreptunghic, dar și isoscel, datorită generatoarelor VA și VB. Asta înseamnă că VO nu este doar o înălțime, VO va fi și o mediană, spre exemplu. Și dacă toți suntem noi în triunghiul dreptunghic, nu-i așa că vă amintiți voi teorema medianei din triunghiul dreptunghic? Cu ce este egală lungimea mediană corespunzătoare a ipotenuzei? Este egală cu jumătate din ipotenuză. Asta înseamnă că VO este ABP2. Îl înlocuim pe VO și atunci avem 2 radical din 2 egal cu ABP2. Îl ducem pe acest 2 cu operația de înmulțire, ceea ce înseamnă că AB va fi 2 ori 2 radical din 2 și obținem că AB. Este 4 radical din 2. Are lungimea de 4 radical din 2 cm. Bun, dar noi avem nevoie de raza din bază, raza cercului de la bază. Și cum facem? AB-ul ce este în acel cerc? Este un diametru. Asta înseamnă că raza va fi jumătate din lungimea lui AB și atunci obținem că raza e 4 radical din 2 împărțit la 2, iar raza va fi 2 radical din 2. Centimetri și haideți să aflăm aria bazei Aria bazei conului va fi 2 radical din 2 totul la 2 ori pi când ridicăm la a doua vă reamintesc că trebuie să ridicați și numărul din fața radicalului și radicalul 2 la a doua este 4 radical din 2 la a doua înseamnă radical din 4 adică 2 ori pi și atunci rezultatul va fi 8 pi cm pătrați, iar răspunsul corect este punctul C. Haideți să mergem acum la subiectul al treilea, prima problemă. Nu uitați că de aici începând rezolvările trebuie să fie complete. Mihai a cheltuit o sumă de bani în 4 zile. În prima zi a cheltuit 20% din întreaga sumă. În a doua zi, 30% din suma rămasă. În a treia zi cu 20 de lei mai mult decât în a doua zi, iar în a patra zi a cheltuit ultimii 44 de lei. Verifică dacă Mihai a cheltuit în a doua zi un sfert din, din întreaga sumă de bani. Justifică răspunsul dat. Haideți să notăm cu S suma de bani, ce spuneți. Deci S să fie suma inițială. E foarte important să notați necunoscutele. Să scrieți la început ce reprezintă X, ce reprezintă S sau cu ce vreți voi să notați. Acum, în prima zi, Mihai a cheltuit 20% din, adică ori întreaga sumă. Haideți să aducem la o formă mai simplă. 20% înseamnă 20 pe 100 ori S supra 1. Putem să simplificăm această fracție prin 20 și vom rămâne cu 1 la numărător, iar la numitor 100 împărțit la 20 este 5. Și atunci, în prima zi, observăm că avem S supra 5 și haideți să aflăm restul după prima zi, adică restul 1. Din întreaga sumă de bani, Mihai a cheltuit în prima zi S supra 5. Haideți să aducem la același numitor, amplificăm cu 5. Asta înseamnă că suma de bani rămasă după prima zi va fi 5S minus S totul supra 5 și vom rămâne cu 4S supra 5. Reținem, am avut S-ul, în prima zi Mihai a cheltuit S supra 5, Asta înseamnă că după prima zi a rămas cu 4S supra 5. Mergem mai departe la a doua zi. Poate ar fi bine să scriu aici. A cheltuit 30%, atenție, din suma rămasă. Am văzut foarte mulți elevi care spuneau, adică nu știu, nu-și dădeau seama și scriau din prima zi. E o greșeală frecventă, încercați să citiți cu atenție enunțul, ni se spune că a doua zi a cheltuit 30% din suma rămasă, adică din restul 1. Și atunci avem 30 supra 100 ori 4S supra 5, putem să simplificăm prin 10, tăiem un 0 și atunci rămânem cu 3 supra 10 ori 4S supra 5. Am putea acum să simplificăm 4 cu 10 prin 2 și rămânem cu 5 respectiv 2. Asta înseamnă că la numărător, haideți să facem înmulțirea direct, avem 3 ori 2 înseamnă 6S, iar la numitor avem 5 ori 5, adică 25. În concluzie, suma de bani cheltuită în a doua zi este egală cu 6S supra 25. Acum, haideți să vedem care era întrebarea. Verifică dacă Mihai a cheltuit în a doua zi un sfert din întreaga sumă de bani. Cu alte cuvinte, noi trebuie să comparăm 6s supra 25 cu un sfert din suma de bani, adică S supra 4. Ar trebui să vedem dacă cele două, de fapt, sunt egale sau nu. Așa că vă propun să aducem la același numitor, amplificăm cu 4 respectiv cu 25. Și atunci observăm că obținem 24S supra 100. O fie legal cu 25S supra 100? Bineînțeles că nu. Asta înseamnă că Mihai nu a cheltuit în a doua zi un sfert din întreaga sumă de bani. Haideți să vedem la punctul B. Probabil avem de aflat suma cheltuită în cele patru zile. Suma inițială de bani, de fapt. Aveam prima zi care a fost S supra 5. Apoi voi scrie prescurtat a doua zi. Era 6S supra 25, dacă nu mă înșel. Da. A treia zi, cu 20 de lei mai mult decât în a doua zi. Asta înseamnă că a treia zi a cheltuit 6S supra 25 cu 20 de lei mai mult înseamnă plus 20 iar în a patra zi a cheltuit ultimii 44 de lei. Și acum haideți să ne gândim. Am avut o sumă de bani pe care am cheltuit-o în patru zile. Asta înseamnă că suma respectivă este formată din ce am cheltuit în prima zi, ce am cheltuit în a doua zi, ce am cheltuit în a treia zi și, bineînțeles, ce am cheltuit în ultima zi. Haideți să aflăm necunoscuta de aici. Ce am putea să facem? Păi v-aș propune să amplificăm cu 5 pentru a aduce la același numitor cele 3 fracții și bineînțeles să calculăm această sumă. Și ce ar fi să amplificăm și aici, să avem numitorul 25? Și avem așa, 25S supra 25 egal cu, avem o fracție mare în partea dreaptă, la prima fracție, când am amplificat cu 5, am obținut 5S, Apoi aveam 6S, încă un 6S, iar în dreapta ne-a rămas 20 plus 44, adică 64. Și atunci, haideți să vedem ce obținem. Avem așa 25S pe 25, egal cu 6 plus 6 este 12, 12 plus 5 va fi 17. Vă propun să scădem fracția 17S supra 25, Asta înseamnă că în membrul stâng vom avea 25S pe 25 minus 17S pe 25 egal cu 64. Datorită faptului că avem același numitor, putem să efectuăm această scădere și transcriem numitorul. Iar la numărător 25 minus 17 înseamnă 8. Iar pe 64 am putea să-l scriem ca 64 supra 1, ceea ce înseamnă că 8S ori 1, adică 8S, va fi egal cu 64 ori 25. Ce spuneți? Haideți să nu mai facem înmulțirea respectivă și observăm că am putea să împărțim toată această relație la 8. Bineînțeles, puteți să faceți și înmulțirea dacă vreți. În stânga, dacă avem 8S și l-am împărțit la 8, observăm că rămânem doar cu S, iar în partea dreaptă, 64 împărțit la 8 este 8, și rămânem cu 8 ori 25, asta înseamnă că suma inițială de bani va fi 25 ori 4 înseamnă 100, asta înseamnă că 25 ori 8 va fi 200 și am obținut că suma inițială este de 200 de lei. Mi-am dat seama că o parte dintre voi s-ar putea să greșiți când faceți o astfel de împărțire și haideți să vă explic de ce. Să spunem că ați fi avut 8S egal cu 64 ori 32 și împărțeați la 8. Am văzut elevi care spuneau că în stânga rămân cu S, iar în dreapta voi rămâne cu 8 ori 4. Care e greșeala oare? Și de ce nu am voie să fac acest lucru? Vă rog să-mi spuneți în comentarii de ce nu este corect ce am scris aici. De ce trebuia să împărțim doar unul dintre factorii acelui produs și nu pe amândoi. Haideți să mergem acum la 2. Se consideră expresia, și avem diferite lucruri de făcut. Voi spune încă de la bun început. Depinde când vedeți acest clip. Dacă îl vedeți în noiembrie, nu cred că ați făcut încă expresii și s-ar putea să vă sperie. Dacă îl vedeți undeva în februarie sau ianuarie, s-ar putea să le fi făcut și va fi totul foarte simplu. Nu vă îngrijorați, expresiile sunt tare frumoase și va fi bine. Acum, la punctul A trebuie să arătăm că x supra 9 plus 3x minus 2 supra x plus 3 plus 3 supra x la a doua plus 3x se poate scrie în felul acela. Așa că vă propun să transcriem și să ne facem o strategie. Având în vedere că avem adunare, scădere cu fracții, cea mai importantă regulă, din totdeauna, este numitorul egal. Asta înseamnă că ar trebui să aducem numitorii la o formă mai frumoasă, iar mai apoi să vedem ce amplificări ar trebui să facem. Așa că la prima fracție observăm că la numitor am putea să dăm factor comun un 3 și vom obține din nou, dacă împărțim la 3, rămânem cu 3 și din 3x vom rămâne cu x. Dar ce ați spune voi, având în vedere că adunarea este comutativă, să scriem x plus 3. E fix același lucru, doar că pentru mine arată mai bine. Mergem mai departe la următoarea fracție, care arată deja foarte bine, iar la ultima fracție, la numitor, observăm că am putea să-l dăm în factor comun pe x. Și acum să ne gândim, din x la a doua, dacă am scos în factor comun un x, practic am luat un x în fața parantezei, rămân cu x, iar din 3x, dacă am luat în factor comun x-ul, voi rămâne cu 3. Și acum să ne uităm cu atenție la numitor și să stabilim care va fi numitorul comun observăm că toate fracțiile au acel x plus 3. E clar că el va fi un numitor, va face parte din numitorul comun. Apoi observăm că avem și un x, dar avem și un 3. Asta înseamnă că numitorul comun este 3x pe lângă x plus 3. Și acum haideți să facem amplificările convenabile. La prima fracție, având în vedere că ea la numitor are 3 și x plus 3, observăm că îi lipsește doar x-ul. Apoi, la următoare avem la numitor x plus 3 și observăm că avem nevoie și de 3, dar și de x. Iar la ultima fracție, având în vedere că la numitor avem x pe lângă x plus 3, observăm că ne lipsește 3 -ul. Așa că, haideți să vedem, la prima, la numărător avem x ori x, adică x la a doua, minus 2 ori 3x înseamnă 6x, iar la ultima fracție 3 ori 3, adică 9 ne uităm la ceea ce ar trebui să obținem și observăm că seamănă aproximativ, numitorul e corect, dar la numărător încă nu am ajuns, dar nici departe nu suntem, pentru că observăm că la numărător avem chiar formula de calcul prescurtat, a la a doua minus 2ab plus b la a doua, care știm că se strânge în a minus b totul la a Gândiți-vă că aveți acest 6x, care este de fapt 2 ori x ori 3. Iar acest 9 este de fapt 3 la puterea a doua, ceea ce înseamnă că numărătorul, haideți să-l scriem și noi în felul acesta, avem x la a doua minus 2 ori x ori 3 plus 3 la a doua și atunci înseamnă că vom avea, într-adevăr, x minus 3 totul la a doua supra 3x pe lângă x plus 3 pentru orice număr real x. Diferit de minus 3 și de 0. Haideți să vedem punctul B, unde cu siguranță trebuie să aducem expresia la o formă mai simplă și apoi să răspundem la întrebarea respectivă. Haideți să-l vedem pe EDX. Eu am atașat imaginea cu EDX pentru a nu fi nevoită să dau înainte-napoi. Observăm că ce am făcut la punctul A este exact ce am avut în paranteză. Așa că vă propun să scriem direct ce am obținut. Aveam x minus 3 totul la a doua, supra 3x pe lângă x plus 3, împărțit la, în a doua paranteză, aveam x supra 3 plus 3 supra x minus 2. Haideți să luăm separat a doua paranteză. Mai bine vin pe pagina aceasta. Am spus eu că nu dau înainte înapoi, dar aparent tot asta voi face. Să aducem și acest calcul la o formă mai drăguță, mai simplă. După care să vedem cu ce va fi e de x egal. Sfatul meu este să procedați chiar în felul acesta. Mai bine luați separat fiecare paranteză, o aduceți la o formă mai simplă și apoi rescrieți expresia. Nu vă grăbește nimeni. Aducem la același numitor. Acesta este supra 1 și atunci observăm că numitorul comun ar trebui să fie format din 3 și din x. Și atunci, pe prima amplificăm cu x, pe a doua cu 3 și pe ultima, având 1 la numitor, trebuie să amplificăm cu 3x, ceea ce înseamnă că vom avea x ori x, adică x la a doua, plus 3 ori 3, adică 9, minus 3x ori 2, adică 6x. Ce interesant! Haideți le re, să rearanjăm. Nu cumva este numă, tocmai numărătorul de mai devreme, este cel de mai sus. Asta înseamnă că am obținut de fapt x minus 3 totul la a doua supra 3x. Și atunci E de x este egal cu x minus 3 totul la a doua supra 3x pe lângă x plus 3. împărțit la x minus 3 totul la 2 supra 3x. Și cum facem dacă avem o împărțire? Bineînțeles, transcriem prima fracție și o inversăm pe a doua. Asta înseamnă că e de x este egal cu x minus 3 totul la a doua supra 3x pe lângă x plus 3, atenție, ori 3x supra x minus 3 totul la puterea a doua. Scăpăm de x minus 3 totul la a doua. Mai scăpăm și de acest 3x. Asta înseamnă că E de X este egal cu, am rămas cu 1 la numărător și atunci vom avea 1 supra X plus 3 pentru orice X număr real diferit de, haideți să vedem cum era în enunț, cred că minus 3, 0 și 3. Ok, haideți să scriem asta. Și acum să vedem enunțul determină numărul natural n pentru care 5 ori e de n este număr natural. Haideți să vedem cine este 5 ori e de n. Vom avea 5 ori dacă e de x este 1 supra x plus 3, înseamnă că e de n este 1 supra n plus 3. Și atunci vom avea 5 supra n plus 3 și ne dorim să fie număr natural imediat vă explic și vă reamintesc ce ar trebui să faceți dacă aveți nevoie ca o fracție să fie număr natural. Gândiți-vă la fracții care sunt numere naturale, 5 supra 2. E număr natural? Nu e număr natural, e de 2,5. 5 supra 3 e număr natural? Nu e, dar 5 supra 5? E număr natural, pentru că puteți efectuați împărțirea. Asta înseamnă că o fracție APB este număr natural dacă numitorul îl divide pe numărător. Și atunci, noi avem fracția 5 supra n plus 3, care vrem să fie număr natural, ceea ce înseamnă obligatoriu că n plus 3 trebuie să îl dividă pe 5. Cu alte cuvinte, n plus 3, voi scrie în partea de sus, trebuie să fie un divizor pentru numărul 5. Și cum n este un număr natural, ne rezultă de aici că n plus 3 aparține mulțimii divizorilor naturale ai lui 5 și atunci avem 1 și 5. Și haideți să luăm pe cazuri dacă n plus 3 este 1 și dacă n plus 3 este egal cu 5. Îl scădem pe 3 în ambele situații. Din prima vom avea 1 minus 3 adică minus 2 și din păcate nu este număr natural, iar din a doua avem 5 minus 3 adică 2 care e număr natural. În concluzie, răspunsul este n egal cu 2 sau n aparține mulțimii formate din 2 și haideți să mergem mai departe la 3. La trei ne așteaptă o funcție și nu trebuie să vă speriați, așa cum am spus și la expresie, nu ați făcut încă cel mai probabil, depinde când vedeți clipul, dar în orice caz va fi simplu. Se consideră funcția f definită pe R cu valori în R, unde f de x este egal cu x plus 2. Arată că 2023 ori f de minus 2 este egal cu 0. Haideți să calculăm f de minus 2, care se obține prin înlocuirea lui x cu minus 2. Asta înseamnă că vom avea minus 2 plus 2. Dacă aș fi vrut să calculez f de 1, făceam 1 plus 2. f de 100, 100 plus 2 și așa mai departe. Ceea ce înseamnă că f de minus 2 este egal cu minus 2 plus 2 0. Și acum când vom calcula produsul 2023 ori f de minus 2, înseamnă de fapt 2023 ori 0, așa că acest rezultat evident este 0. V Am spus că e simplu. Haideți să vedem B-ul. Punctele A și B sunt punctele de intersecție a reprezentării geometrice a graficului funcției F cu axele X, o, X și OY ale, ale sistemului de axe ortogonale X, o, Y, iar punctul M este în mijlocul lui AB. Arată că punctele M, O și N sunt coliniare unde N are coordonatele 3 și minus 3. Am vorbit așa de mult, haideți mai întâi să vedem care sunt punctele A și B. Graficul funcției este acesta pe care îl vedeți, reprezentarea geometrică. Și acum A este punctul de intersecție a graficului cu axa OX, cu axa orizontală, așa că aici va fi punctul A și în partea de sus va fi punctul B, iar M este undeva la mijloc și trebuie să arătăm că M, O, haideți să le fac cu o culoare, M, O și N care are coordonatele 3 și minus 3, Sunt puncte coliniare. Desenul sugerează asta, așa că haideți să ne apucăm de treabă. Eu spun că nu va fi prea greu. Haideți să aflăm coordonatele punctului A. Dacă noi știm că A se află pe graficul funcției sau este de fapt intersecția dintre graficul funcției și axa o X, asta înseamnă că A are coordonatele de forma X și 0. Gândiți-vă la faptul că obligatoriu a doua coordonată este 0, având în vedere că el se află pe axa OX. Mai mult, dacă el se află și pe graficul funcției f, ne rezultă că f de x trebuie să fie egal cu 0. f de prima coordonată egal cu a doua coordonată. Cu alte cuvinte, atunci când vrem să aflăm intersecția dintre graficul funcției și axa o, x, trebuie să egalați funcția cu 0 ceea ce înseamnă că avem x plus 2 egal cu 0 scădem 2 și obținem x egal cu minus 2 ceea ce înseamnă că are coordonatele minus 2 și 0 Haideți să aflăm coordonatele punctului B care se află la intersecția dintre graficul funcției și axa OY înseamnă că de data aceasta x-ul este 0 și trebuie să aflăm y, -ul. cu alte cuvinte vom avea f de prima coordonată, adică f de 0 egal cu y, dar f de 0 este 0 plus 2, adică 2, și obținem y egal cu 2, ceea ce înseamnă că b are coordonatele 0 și 2. Haideți să șterg ce am scris pentru a face loc să aflăm ulterior coordonatele lui M, nu știu dacă sunt neapărat necesare, dar să continuăm rezolvarea pe scurt. În orice caz, dacă ne uităm cu atenție la coordonatele punctului A, la coordonatele punctului B, observăm că acel triunghi AOB este un triunghi mai special, nu-i așa? Haideți să vedem. Noi știm că are coordonatele minus 2, 0. Asta înseamnă că AO, acest segment, va fi egal, va avea lungimea de două unități de măsură. Apoi, dacă B are coordonatele 0,2, aș putea să spun că și OB va avea tot două unități de măsură, ceea ce înseamnă că triunghiul AOB este un triunghi isoscel, dar dacă ținem cont de faptul că O are 90 de grade, având în vedere că axele sunt perpendiculare, ne rezultă că triunghiul AOB este de fapt un triunghi dreptunghic și isoscel, iar cum punctul M este la mijlocul lui AB, ne rezultă de aici că OM este mediană, înălțime, bisectoare, orice avem noi nevoie. Rezultă că OM, spre exemplu, este bisectoarea unghiului AOB, ceea ce înseamnă, dacă ar fi să aflăm unghiurile acestea micuțe, că fiecare va avea Câte 45 de grade. Măsura lui AOM este egală cu măsura lui MOB și au câte 45 de grade. Acum, ca să arătăm că punctele MO și N sunt coliniare, ar trebui să. Stați să scriu din opea. Ar trebui să aflăm măsura. Avem 45 aici. Ar trebui să aflăm măsura unghiului. AON și să arătăm că este 135 de grade. Vă amintesc ce am spus și în prima parte, că dacă avem puncte coliniare, atunci ele formează un unghi alungit, un unghi cu măsura de 180 de grade. E clar că aici avem 90, dar întrebarea este cât avem mai departe. Așa că vă propun să notăm acest punct cu un P, spre exemplu. Cu alte cuvinte, să trasăm perpendiculara din N pe axa Oy, sau la fel puteam să o trasăm și pe axa Ox și să aflăm coordonatele lui P, să vedem ce fel de triunghi va fi triunghiul care se formează OPN. Haideți să scriem fie NP perpendiculara pe axa Oy. Asta înseamnă de aici că punctul P Va avea coordonatele fiind pe O Y are prima coordonată 0 și a doua coordonată minus 3. Mai explic încă o dată de ce. N-ul haideți să scriu aici. N-ul avea coordonatele 3 și minus 3. Și noi am trasat perpendiculara din N pe o Y, având în vedere că P se află pe O Y. Ne rezultă că P are coordonatele 0 și minus 3, ceea ce înseamnă că OP va avea lungimea de 3 unități de măsură. Mai departe, noi știm că P are coordonatele 0 și minus 3 și N-ul are coordonatele 3 și minus 3, asta înseamnă că putem să aflăm lungimea segmentului NPM care va fi tot de 3 unități de măsură și atunci de aici ne rezultă că triunghiul OPN este și el un triunghi dreptunghic și isoscel, ceea ce înseamnă că măsura unghiului ascuțit PON este de 45 de grade. Și acum haideți să aflăm unghiul de care vorbeam. Avem așa P se află pe axa OY, A se află pe axa OX, de aici putem să tragem concluzia că măsura unghiului AOP este de 90 de grade. Am aflat mai devreme că măsura unghiului PON este de 45 de grade, și mai la început am aflat că măsura unghiului AOM este tot de 45 de grade. Și atunci, haideți să aflăm măsura unghiului. MON, acesta, este de fapt format din AOM, apoi avem AOP și PON și dacă înlocuim avem 45 plus 90 plus 45 și vom obține 135 plus 45, adică fix 180 de grade, de unde ne rezultă că punctele M, O și N sunt puncte coliniare. Haideți să mergem acum la problema 4. Avem trei probleme de geometrie. În figura alăturată este reprezentat dreptunghiul ABCD cu AB de 12 cm și BC de 9 cm. Punctul E aparține lui AC astfel încât AE este de 10 cm. Prin E se duc dreptele QN și PM paralele cu AB și cu BC. Punctele MN pe Q aparțin segmentelor AB, BC, CD și AD. Arată că AC este de 15 cm. Observăm că AC este diagonală în acest, în acest dreptunghi și putem să mergem în triunghiul dreptunghii ca ABC. O luăm de la început, având în vedere că ABCD este un dreptunghi, ne rezultă că triunghiul ABC este un triunghi dreptunghi cu măsura unghiului B de 90 de grade. Și atunci putem să folosim teorema lui Pitagora și ne rezultă că suma pătratelor catetelor, adică AB la a doua plus BC la a doua, această sumă este egală cu pătratul ipotenuzei. Și atunci haideți să înlocuim. Avem 12 la a doua plus 9 la a doua egal cu AC la a doua, ceea ce înseamnă că AC la a doua va fi 12 la a doua, nu e 24, înseamnă 12 ori 12, adică 144, plus 9 ori 9 este 81, și atunci acela la a doua va fi 4 plus 1 e 5, 4 plus 8 2 și 1 reținem, și atunci obținem că acela a doua este 225, cum AC e lungimea unui segment clar, e un număr pozitiv și atunci ne rezultă că AC este radical din 225. Și trebuie să vă gândiți ce număr la a doua este 225. Evident, 15. În concluzie, AC are lungimea de 15 cm. Și acum punctul B. Arată că aria patrulaterului AMEQ este de patru ori mai mare decât aria patrulaterului KNEP. Haideți să vedem ce am putea să facem. Mă gândeam la faptul că nu l-am folosit pe AM, așa că haideți să ne gândim. Am arătat că AC este de 15 cm și AE era de 10 cm. Asta înseamnă că CE are lungimea de 5 cm. Poate ne va ajuta într-un fel sau altul. Acum, avem multe paralele, nu-i așa? Poate ar fi util să începem de aici. Poate acele paralele ne ajută. Formăm triunghiuri asemenea și reu reușim să mai aflăm câte ceva. Noi știm, spre exemplu, că PM. Este o paralelă la PM cu cine este paralelă cu BC. Dar noi știm că punctul E se află pe PM, asta înseamnă că EM este o paralelă la BC. Și atunci de aici, din teorema fundamentală a asemănării, am putea să spunem că triunghiul, haideți să-l colorez, triunghiul A, AEM va fi asemenea cu nu am ales bine culoarea cu triunghiul a, acesta Reiau, Rezultă din teorema fundamentală a asemănării că triunghiul AEM este asemenea cu triunghiul, haideți să vedem ordinea corectă AEM cu ACB. Iar din această semnare, haideți să scoatem rapoartele. Și vom avea așa, latura AM supra AC, mai arăt încă o dată, AE pe AC, va fi egal cu EM pe BC și egal cu AM supra AB. Și haideți să vedem ce obținem, ce cunoaștem de fapt. AE este 10, AC era 15. EM e necunoscută, BC este 9, AM este necunoscută și AB este 12. Am putea să simplificăm această fracție prin 5, spre exemplu, și atunci vom avea 2 pe 3 egal cu EM pe 9 egal cu AM pe 12 și haideți să luăm primele două rapoarte. Avem 2 pe 3 egal cu EM pe 9. Dacă înmulțim pe diagonal, obținem 3EM egal cu 9 ori 2, adică 18, împărțind la 3, ne rezultă că EM are lungimea de 6 cm. Apoi vom lua primul raport cu ultimul, 2 pe 3 egal cu AM pe 12, ceea ce înseamnă că 3AM egal cu 2 ori 12, 24, împărțind la 3, ne rezultă că AM are lungimea de 8 Centimetri. Și haideți să scriem asta: avem 8 și 6. Ceea ce înseamnă că am putea chiar să aflăm aria patrulaterului AMEQ, pentru că știm lungimea și lățimea, dar haideți să arătăm că e un dreptunghi înainte de toate, nu e așa? Imediat. Noi știm că PM este o paralelă cu BC, dar BC era o paralelă cu ATM. Și mai știm că punctul E se află pe PM și Q se află pe AD. Asta înseamnă de aici că EM este o paralelă cu AQ. Cele două sunt paralele. Apoi, ce mai știm? E faptul că QN este o paralelă cu AB, iar punctul E se află pe QN și punctul M se află pe AB. Asta înseamnă de aici că QM este o paralelă cu AM. Din acestea două, având în vedere că laturile opuse sunt paralele, ne rezultă momentan că patrulaterul este un paralelogram. Haideți să scriem de desubt, ne rezultă că AMEQ este un paralelogram, Însă, având în vedere că măsura lui A este de 90 de grade, ne rezultă de aici că AMEQ este un dreptunghi, ceea ce înseamnă că aria lui AMEQ va fi lungime ori lățime, adică AM ori EM și obținem 8 ori 6, adică 48 de centimetri pătrați. Haideți să ne concentrăm acum asupra patrulaterului MOV din colțul de sus, să vedem ce știm, ce am putea să aflăm după caz. Am aflat că patrulaterul AMEQ este un dreptunghi. Asta înseamnă că QE este congruent cu AM și atunci va avea tot lungimea de 8 cm. Apoi QN, ce lungime are? Cum îl aflăm oare? Pe dacă noi știm că QN este paralel cu AB și QA este paralel cu NB, nu o să mai reiau încă o dată de ce, și unghiul A avea 90 de grade, ne rezultă de aici că ABNQ este un dreptunghi și atunci ne rezultă că QN este congruent cu AB, adică QN are lungimea de 12 cm și atunci haideți să aflăm lungimea lui EN. EN este un segment diferență de unde ne rezultă că vom avea QN minus QE, adică EN va fi 12 minus 8 și EN va avea 4 cm. Haideți să-l aflăm pe CN. Cum să facem oare? Facem asemănare? Facem Pitagora în acel triunghi? Cum vi s-ar părea mai simplu? Sunt aproape convinsă că majoritatea veți face cu teorema lui Pitagora, așa că haideți împreună să facem cu asemănare. Bine, ca să faceți Pitagora trebuie să arătați că acela este un dreptunghi. Și avem așa, QN paralel cu AB, dar E se află pe QN, de unde ne rezultă că EN este paralel cu AB, ceea ce înseamnă din teorema fundamentală a asemănării că triunghiul micus de sus CEN e asemenea cu triunghiul CAB. Și atunci, haideți să scriem cele trei rapoarte. Avem așa, CEM supra AC egal cu EN supra AB egal cu CN supra C, B. Și când înlocuim, am putea să luăm, nu știu, chiar și ultimile două. EN este 4, AB era 12, CN este necunoscut și BC-ul era 9. Și atunci obținem 12CN egal cu 4 ori 9, adică 36, de unde ne rezultă că CN este 36 împărțirea 12 adică ce n are lungimea de 3 cm. Și acum haideți să arătăm că și patru patruaterul de sus e un dreptunghi, aflăm aria și am terminat. Am scris cam mult. Cred că ar fi fost mai simplu dacă făceam doar din asemănare, cu rapoarte de asemănare și cu toate astea. Avem așa pe... De unde să începem? Începem de la QN, care este o paralelă cu AB. E se află pe QN, P se află pe DC și noi știm că DC este paralel cu AB. Asta înseamnă că PC este o paralelă la EN. Apoi, mai știam noi că PM este o paralelă la BC, punctul E se află pe PM și punctul N se află pe BC. Asta înseamnă de aici că. PE este o paralelă la CN. Și scriem deodată că C-ul are 90 de grade. Asta înseamnă de aici că patrulaterul acela CNEP este un dreptunghi. Și atunci ne rezultă că aria lui CNEP va fi EN ori CN și vom avea 4 3, adică 12 cm pătrați. Și acum concluzia aveam că 4 laterul AMEQ avea aria de 48 de cm pătrați, apoi CNEP avea aria de 12 cm pătrați, ceea ce înseamnă evident că aria lui AMEQ este de 4 ori aria lui CNEP. Aceasta este varianta mai muncitorească, să spunem, în care am aflat lungimile, de lungimile laturilor, ariile și așa mai departe. Cu siguranță se poate face mult mai elegant doar prin asemănare. Haideți să vedem cum. Bineînțeles că trebuia să arătăm că avem dreptunghiuri, dar ia uitați-vă dacă v-aș lăsa doar aceste triunghiuri. Cred că e ușor de demonstrat că triunghiul PC este asemenea cu triunghiul acela galben și puteți să scoateți rapoartele de asemănare. Apoi, când scoatem rapoartele de asemănare, noi putem să, spre exemplu, unul, unul dintre rapoartele de asemănare este CEPAM, care e 5 pe 10, adică 1 pe 2, ceea ce înseamnă că raportul de asemănare este 1 pe 2 de unde ne rezultă că raportul dintre ariile celor două triunghiuri, haideți să scriu și varianta aceasta, că e prea frumoasă. Deci noi știam că PC este paralel cu AM, ceea ce înseamnă că triunghiul PEC este asemenea cu triunghiul MEA și am aflat că raportul de asemănare este 1 pe 2. Dacă raportul de asemănare este 1 pe 2, ne rezultă că aria lui PC supra aria lui MEA, raportul dintre arii este pătratul raportului de asemănare. Va fi 1 pe 2 totul la a doua, adică 1 supra 4. Și atunci de aici ne rezultă că aria lui PC, haideți să nu ne grăbim, avem aria lui PC supra aria lui MEA, egal cu 1 pe 4. Când înmulțim pe diagonală, obținem de fapt că aria lui MEA ori 1, adică aria lui MEA, egal cu 4 ori aria lui PC. Dar aria lui m -E -A. este jumătate din aria dreptunghiului, așa că am putea să înlocuim în partea stângă cu aria dreptunghiului a m e -Q pe 2 egal cu 4 ori. Aria lui P-E-C este jumătate din aria dreptunghiului, așa că vom avea aria lui c n e -P, totul pe 2. Având în vedere că avem același numitor, îl eliminăm, și atunci ce obținem? că aria lui AMEQ este într-adevăr de patru ori aria lui CNEP. Sunt curioasă care metodă vi se pare mai frumoasă. Asemânarea sau prima metodă? Haideți să mergem mai departe la 5. În figura alăturată este reprezentat triunghiul ABC dreptunghic în BM. Este foarte cunoscut desenul. Cu AB 2 radical din 2 cm și BC 2 radical din 6 cm. Și triunghiul cel ce interesant, AEB cu AE egal cu EB. Punctele A și C sunt de aceeași parte a dreptei AB. Observăm că ambele sunt în partea de sus. Arată că perimetrul triunghiului ABC este 2 radical din 2 pe lângă 3 plus radical din 3 cm. Haideți să aflăm practic ipotenuza. Știm că acesta este un triunghi dreptunghic în B. Folosim teorema lui Pitagora. Ne rezultă că AB la a doua plus BC la a doua egal cu AC la a doua, ceea ce înseamnă că vom avea 2 radical din 2 totul la a doua, plus 2 radical din 6 totul la a doua egal cu AC la a doua. Și acum când ridicăm la a doua, nu uitați și numărul din fața radicalului și radicalul. 2 la a doua este 4, radical din 2 la a doua. Ținem radical în 4, adică 2, dispare radicalul practic în ridicați la a doua, apoi 2 la 2 este 4, radicalul la a doua dispare și atunci acela a doua va fi 8 plus 46, 24, de unde obținem că... Acela a doua este egal cu 32. Ace reprezintă lungimea unui segment, așa că obligatoriu e un număr pozitiv și înseamnă că ace este radical din 32. Haideți să îl descompunem. Să împartă la 2 obținem 16, 2, 8, 2, 4, 2, 2, 2, 1. Asta înseamnă că obținem un 2 cu încă un 2. În fața radicalului vom avea 4, iar în radical ne rămâne acel 2. Și acum haideți să aflăm perimetrul triunghiului ABC, care va fi egal cu AB plus BC plus AC. Și atunci avem 2 radical din 2 plus 2 radical din 6 plus 4 radical din 2. Și haideți să vedem ce am putea să facem. Avem 2 radical din 2 cu 4 radical din 2. Înseamnă 6 radical din 2. Și observăm că am putea să dăm în factor comun 1, 2, dar și un radical din 2. Și atunci, din 6 radical din 2, dacă, din 6 de fapt, dacă îl, dăm, dacă îl dăm în factor comun pe 2, rămânem cu 3. Iar radical din 2, dacă îl dăm în factor comun pe radical din 2, ne rămâne 1. Apoi, din 2 radical din 6, era aici, din 2 radical din 6, dacă îl dăm factor comun pe 2 radical din 2, haideți să facem pas cu pas. Din 2 l-am dat pe 2, n-a mai rămas cu nimic. Din radical din 6, dacă îl dau pe radical din 2, observăm că rămânem cu radical din 3 și am obținut fix răspunsul cerut la punctul A. Haideți să vedem cum rezolvăm punctul B. Pentru asta voi șterge ceea ce am făcut. O clipă și să sperăm că punctul B va fi interesant. Faptul că acel triunghi este un triunghi dreptunghic și isoscel, cred că e destul de util. Având în vedere că e și un triunghi isoscel, dar și dreptunghic, avem niște unghiuri, putem să trasăm o înălțime care va fi și mediană. Haideți să ne facem așa o strategie. Noi trebuie să aflăm distanța de la E la AC, practic lungimea perpendicularei din E pe AC. Dar înainte de a merge aici, ce ați spune dacă am lucrat în triunghiul AEB? Am putea să trasăm o înălțime în acest triunghi. Având în vedere că triunghiul este isoscel, înălțimea ajunge la mijlocul lui AB. O notăm cu M și avem așa, fie EM perpendiculara pe AB cu M care aparține lui AB. Având în vedere că triunghiul AEB este un triunghi dreptunghic și isoscel, ne rezultă de aici că EM este și mediană, iar triunghiul fiind triunghi dreptunghic, din teorema medianei, ne rezultă că EM este AB supra 2. AB-ul cred că era 2 radical 2. Supra 2, asta înseamnă că EM va fi radical din 2 centimetri. Poate ne va ajuta. Acum, haideți să vedem ce mai putem să mai scoatem din acel triunghi. Așa cum spuneam... Este un triunghi dreptunghic isoscel. Asta înseamnă că putem să aflăm măsurile unghiurilor ascuțite. Ne rezultă de aici că măsura unghiului EBA este de 45 de grade, și la fel măsura unghiului EAB este tot de 45 de grade. Să-ți scriu mai mic. Așa că haideți să aflăm unghiul de aici. Măsura unghiului EBC este de fapt măsura unghiului ABC minus măsura unghiului ABE și atunci avem 90 de grade minus 45 și obținem că și măsura unghiului EBC este de 45 de grade. Și acum Totuși, să mai citim încă o dată întrebarea. Trebuie să aflăm distanța de la E la AC. Așa cum spuneam, înălțimea din E pe AC, problema este că nu știm unde o să cadă. Cum aflăm distanța în acest caz, când nu știm unde să trasăm acea perpendiculară, ce era foarte util? Unde folosim noi înălțimea, de fapt? O folosim atunci când vrem să o aflăm o arie, ceea ce înseamnă că dacă am reușit să facem aria triunghiului AEC în două moduri. Distanța respectivă va fi foarte ușor de aflat. Așa că, stați să adaug pe desen: 45. Am putea să observăm că aria triunghiului AEC se obține de fapt din aria triunghiului mare, dând la o parte odată triunghiul roșu AEB, dar și triunghiul EBC. Și acum ce să facem, cum să facem. Aria lui ABC e simplă, fiind un triunghi dreptunghic. Vom avea produsul catetelor pe 2. AB-ul era 2 radical din 2, BC-ul 2 radical din 6. Totul pe 2, simplificăm un 2. Asta înseamnă că rămânem cu 2 radical din 12. Haideți să-l descompunem pe 12 se parte la 2, 6, 2, 3, 3, 1. Asta înseamnă că avem 2 radicali din 3 și atunci vom avea 2-ul radicalului ori 2 radicali din 3, ceea ce înseamnă că aria triunghiului ABC va fi egală cu 4 radicali din 3 cm pătrați. Mergem acum la triunghiul AEB. El este un triunghi dreptunghic și isoscel, Asta înseamnă că am putea să folosim baza ori înălțimea pe 2, baza fiind AB și înălțimea știm că este EM, ceea ce înseamnă că vom avea 2 radical din 2 ori EM era radical din 2, simplificăm din nou în 2 și rămânem cu radical din 2 radical din 2, adică radical din 4, care va fi 2 și avem 2 cm pătrați. Am mai rămas cu triunghiul EBC, în care știm că BC este 2 radicali în 6. Și mai știm un unghi. Și am putea să încercăm să folosim acea formulă cu aria, când știm un unghi, aria cu sinus. Dacă nu vă amintiți, haideți să vă reamintesc eu formula. O clipă, să inserez o pagină de matematică, bineînțeles. Dacă voi aveți un triunghi, în care știți două laturi și un unghi. Spre exemplu, să spunem că știm aceste două laturi și măsura unghiului dintre ele. Aria triunghiului va fi egală cu latura 1 ori latura 2 ori sinusul unghiului dintre cele două laturi totul supra 2. Având în vedere că noi știm un unghi de 45, îl știm și pe BC. EB-ul e destul de ușor de aflat. Vă propun să aflăm în felul acesta aria triunghiului EBC. Haideți să vedem cât este EB-ul. Având în vedere că e un triunghi dreptunghic și știm AB-ul, adică ipotenuza, ce ați spune dacă am face o funcție trigonometrică pentru a-l afla pe EB? Cream plictisit de teorema lui Pitagora. Haideți să vedem așa. În triunghiul AEB, noi știm că măsura unghiului E este de 90 de grade și AB este 2 radical în 2. Și vrem să aflăm cât este EB-ul. ce -ar spune dacă îmi faceți, spre exemplu, cosinusul unghiului B, adică cosinusul unghiului EBA? Vă reamintesc că pentru cosinus avem formula. Cateta alăturată unghiului supra ipotenuză, adică EB supra AB, B-ul are 45 de grade, iar cosinus de 45 este radical din 2 pe 2, egal cu EB supra AB-ul care e 2 radical din 2. Și atunci când înmulțim avem 2EB egal cu 2 radical din 2 ori radical din 2, ceea ce înseamnă că 2EB este egal cu Radical din 2 ori radical din 2 înseamnă radical din 4, adică 2. Și atunci avem 2 ori 2, adică 4. Împărțind la 2, obținem că EB este de 2 cm. Ceea ce înseamnă că aria triunghiului EBC va fi egală cu cele două laturi pe care le folosim sunt EB și BC, ori sinusul unghiului B, Totul pe 2, asta înseamnă că vom avea 2 ori 2 radical din 6, ori sinus de 45 este radical din 2 pe 2, totul supra 2. Simplificăm un 2 de aici cu un 2 de aici, un 2 de jos cu un 2 de sus. Asta înseamnă că rămânem cu radical din 6 ori radical din 2, adică radical din 12, pe care l-am descompus mai devreme. Era 2 radical din 3 cm pătrați. Și haideți să înlocuim atunci în formula aceasta și obținem că aria lui AEC este egală cu 4 radical din 3 minus aria lui AEB este 2 minus 2 radical din 3. Avem 4 radical din 3 minus 2 radical din 3 înseamnă chiar 2 radical din 3 minus 2. Am putea să dăm un factor comun pe 2 și obținem 2 pe lângă radical din 3 minus 1 cm pătrați. Acum, haideți să folosim aria în două moduri, așa cum am spus de la bun început. Am aflat aria triunghiului AEC prin decupaje, dar acum haideți să folosim formula cu baza ori înălțimea pe 2. Adică baza este AC. Înălțimea înseamnă tocmai distanța de la E la AC. Și atunci haideți să locuim. Aria în stânga știam că este 2 pe lângă radical din 3 minus 1. În partea dreaptă. AC-ul, cât era oare? AC-ul era 4 radical din 2. Ori distanța de la E la AC totul pe 2, am putea să simplificăm 2 cu 4 și atunci rămânem cu 2 pe lângă radical din 3 minus 1, egal cu 2 radical din 2, ori distanța de la E la AC. Avem doar puțin și finalizăm imediat. Ducem 2 radicali din 2 cu împărțire și obținem că distanța de la E la C va fi 2 pe lângă radical din 3 minus 1 pe 2 radical din 2. Am putea să simplificăm un 2 cu un 2 și rămânem cu radical din 3 minus 1 pe radical din 2. Și acum haideți să raționalizăm, adică amplificăm cu radical din 2. Ceea ce înseamnă că distanța de la E la C va fi: radical din 2, radical din 3 înseamnă radical din 6, minus 1 radical din 2 înseamnă radical din 2, totul supra 2 centimetri. Sunt foarte curioasă dacă voi ați rezolvat poate printr-o altă metodă. Nu uitați să-mi spuneți în comentarii ce metodă ați folosit pentru a rezolva această problemă. Și mai mult de atât, aștept să-mi spuneți cum vi s-a părut această problemă. Și am ajuns la ultima avem un paralelipiped dreptunghic cu AB egal cu A prim egal cu 4 și PC este 2. Trebuie să aflăm aria totală. Haideți să vedem formula pentru aria totală. Aria totală este 2 lungime lățime plus 2 lungime înălțime plus 2 lățime înălțime. Practic, aria totală va fi 2 ori. Avem o dată 4 ori 2. Trebuie să facem produsul la câte două. Plus 2 ori 4 ori 4. Plus 2 ori. Lățimea e 2, înălțimea e 4. Și atunci vom avea mai întâi 2 ori 4, 8 ori 2, 16. Plus... 8 și 8 ori 4 e 32 și apoi 4 ori 4, 16. Asta înseamnă că avem 48 plus 16 și obținem tocmai 64 de centimetri pătrați. Era de așteptat să fie ceva simplu, nu-i așa? Acum, punctul B. Arată că dreapta NP este paralelă cu planul AC de prim, unde N este proiecția punctului C prim pe dreapta B prim prim și punctul P este proiecția lui C prim pe dreapta C B Haideți să vedem unde se vor găsi aceste proiecții. Pentru asta v-aș propune să luăm separat patrulaterul A prim, B prim, C prim, de prim. Să vedem ce se întâmplă acolo. Apoi să luăm poate patrulaterul din spate, B, B prim, C prim, C. Să vedem ce se întâmplă și acolo. Și apoi ne lămurim noi cum facem cu proiecțiile respective. Și poate chiar să lucrăm în triunghiul ce prim de prim. Poate și aici vom găsi ceva interesant. Acum, haideți să desenăm separat dreptunghiul acela de sus. Avem A B', prim, B prim, C D AB este 4, și celelalte sunt 2. Și aveam de făcut proiecția punctului C prim pe B prim de prim. Cu alte cuvinte de construit înălțimea aceasta. Și aveam punctul N. O voi desena poate în felul acesta. Apoi alături voi construi celălalt dreptunghi practic va fi același mai că în picioare. Și avem C, B, B prim, C prim. Și de data aceasta avem de construit proiecția lui C prim pe B prim C. Și avem punctul Să o construiesc ca să nu se suprapună pe desen. Ok, punctul pe aici, punctul P, punctul N. Și trebuie să arătăm că NP este o paralelă cu planul. Stați să schimb culoarea acesta. Pentru a arăta că o dreaptă este paralelă cu un plan, noi trebuie să arătăm că ea este paralelă cu o dreaptă din acel plan. Cred că desenul este destul de bine realizat, încât cel puțin eu cred că NP va fi paralel cu D'C. Pentru asta, așa cum am spus de la început, cred că este nevoie să construim separat și triunghiul acesta CB'D' pentru a vedea ce se întâmplă acolo. Așa că vă propun să mai aflăm câte ceva, să reușim să vedem ce se întâmplă. Poate triunghiul acesta B'C' de prim este un triunghi dreptunghic, este un triunghi soscel. Haideți să vedem totuși ce știm aici. Avem așa: avem B'D' care este diagonala dreptunghiului. A prim, B prim, C prim, D prim. Apoi, cea cu albastru, C B prim, este la fel o diagonală în dreptunghiul care are laturile de 2 și de 4. Deci, cum vor fi cele două diagonale de fapt? Nu e așa că vor fi congruente? Haideți să demonstrăm asta. Să comparăm, spre exemplu, triunghiul B prim, să schimb culoarea, C prim de prim cu triunghiul B prim C prim C. Cele în care am construit și proiecțiile. E clar că sunt triunghiuri dreptunghice, unghiul C prim având măsura de 90 de grade. Apoi avem deci de prim C prim care are 2, la fel și ce prim B prim este tot de 2. Stați să văd că ceva nu am scris bine aici, era cu B prim. Așa, revenind, aveam D prim C prim, care e de 4, nu e de 2, nu știu de ce am scris 2. Și atunci este congruentă cu CC prim. Apoi, ce mai știm? Avem și latura comună: CC prim, CC prim, sau nu este o latură comună, stați să vedem. CC prim nu face parte din triunghiul roșu, avem latura de 2. Avem C prim, B -prim, care va fi congruentă cu C prim, B -prim. Aceasta este latura comună. Și atunci ne rezultă din cazul catetă, catetă. Că triunghiul B' C' D este congruent cu triunghiul B' C' C. Iar de aici ne rezultă că diagonalele sunt congruente. Și anume, B' D va fi congruent cu B' C. Practic, în desenul mare, cea pe care am făcut-o cu roșu, cu cea pe care am făcut-o cu albastru. Și acum, haideți să vedem... Ce mai știm? Ce prim nul acesta era o înălțime în triunghiul dreptunghic, așa că haideți să vedem cum îl aflăm. Avem B prim, C prim, D prim, triunghi dreptunghic în C prim. Ne rezultă de aici că C prim N are formula, nici nu știu unde să mai scriu ca să-mi încapă, eu scriu și mare, C prim N sau mă gândesc poate ar fi mai util să aflăm NB-ul și NB primul și B ul poate scoatem rapoartele de asemănare, ce spuneți, încercăm așa. Avem NB primul care este proiecția catetei C prim B pe ipotenuză. Așa că haideți mai degrabă să folosim teorema catetei. Și ne rezultă din teorema catetei că C prim B prim la a doua este egal cu NB prim ori D prim B Ceea ce înseamnă că C prim B prim e 2, la a doua înseamnă 4, egal cu NB ori D prim B prim. Și de aici, dacă ar fi să-l scoatem pe NB prim, vom avea 4 supra diagonala respectivă. Procedăm asemănător și în celălalt triunghi, în triunghiul albastru, în triunghiul B prim C prim C, cu măsura unghiului C' de 90 de grade, ne rezultă din teorema catetei că avem nevoie de proiecția B'P și atunci ne folosim de cateta B'C' la a doua, egal cu B'P ori B'C. B'C' este chiar cea mai devreme la a doua, era 4 și atunci avem același lucru că B'P va fi 4 supra B'C. Dar noi am arătat mai sus, haideți să le punem cap la cap. Noi am arătat așa că B' de prim este congruent cu B' C. Apoi am arătat că N' B este 4 supra B' de prim și am mai arătat că B' P este 4 supra B' C. Dacă nu uităm cu atenție, nu e așa că de aici ne rezultă că nb este congruent cu B p și atunci ce frumos va fi în ultima parte cu acele rapoarte de asemănare. O clipă, voi libera desenul. Am arătat că acestea sunt congruente. Haideți să vedem! Imediat! Noi știam că. B prim N este congruent cu B prim P. Am arătat mai devreme că diagonala B prim D prim este congruentă cu diagonala B C. Și acum, haideți să vedem ce rapoarte am putea să scoatem. De aici ne-ar rezulta că raportul B N, urmăriți-mă pe desen, B n pe B prim D prim, va fi egal cu B P supra B C. Și atunci, de aici, din reciproca teoremei lui Tales, ne rezultă că NP este paralel cu D C, iar D C face parte din planul galben, din planul AC de prim și atunci de aici ne rezultă că NP este paralel cu planul AC de prim. Sunt curioasă cum vi s-a părut acest test. Vă rog să-mi spuneți în comentarii dacă vi s-a părut greu, dacă vi s-a părut ușor și dacă v-ați dori să aveți un astfel de subiect la examenul de evaluare națională. Sper că a fost util clipul de astăzi și vă doresc mult spor la învățat în continuare.